Ei, bună ziua tuturor! Vă salută Ionel aici în fața camerei, iar prin legătură telefonică Lucian. Na. Ar vrea să te audă, dar stai numai dacă te pun pe speaker, Lucian, imediat, să fie auzit și de ceilalți colegi. Gata, ești pe speaker, poți să-i saluți. Vă salut cu drag pe toți. Așa, suntem, facem un film, facem un vlog de data aceasta. Așa, la dezastru care l-am cauzat eu aici în crescător, am dat o proteină care a fost mai lichidă și să vedem ce s-a întâmplat aici. Suntem în competiție, cine a luat mai mult? Ale tale sau ale mele? Nu? Da. Așa, vedem acum. V-am spus eu că am făcut un dezastru aici, a curs proteina pe ele. Și cu toate astea, n-au avut de lucru, de-au luat în lucru. Au ratat multe, dar... Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt. Și să se iau panaș aici. A fost prea moale proteina, sunt încălzite, astăzi a fost vremea caldă. Și-o curs pe... curs pe ele. Hai să vedem. Cum stăm noi aici. Oricum pleacă în finisor. Finisorul o să se bucure de proteina asta. Așa. Da, Lucian. Da, da, te aud. Mai sunt în direct? Da, suntem nu în live, suntem în registrare. Camera mea registrează și te aude și pe tine. Da, 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 da. Așa, și este un vlog care mixează legătura telefonică cu cea... Așa. Am înțeles. Și eu sunt la verificare, nu cred că am aici o ultimă șarjă de măscuțe pe anul ăsta. Să vedem ce o să iasă, facem teste. E clar, și... se lucră mai încet, ia mai încet acum, în momentul ăsta. Da, 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 chiar am verificat acum că rata de luare în creștere a boșilor e mult, mult mai mică față de ce se întâmplă în cursul anului, sau mă rog, în cursul sezonului de crescut măci. Dar zic eu că e ok. Și așa. Citeam astăzi pe un forum că un domn spunea acolo că la ora asta măcile astea să fie gratis sau chiar donate. N-am înțeles de ce. Din contră, acum e mai mare nevoie de măci. Donațiile se fac benevol, zic eu, nu cu caracter de obligativitate. Eu te-am auzit cu greu. Ce spunea omul? Da. Spunea omul că la ora asta cei care mai au măci ar trebui să le doneze, nu să le vândă. Știi? Toate că e mai greu de obținut la vremea asta măcile decât la vremea normală, ca să zic așa. Nu? Corect. Să vedem acum ce o să iasă în... N-am mai făcut... Adevărul e că tu m-ai inspirat, Ionel, să... I-am văzut că ai făcut postări cu transvazări la vremea asta, cu... Am mai povestit și mi-ai spus că ai... Ai pus o serie nouă de măști la crescut și am zis... Ia să fac și eu. Adică, acum ce zici? Că eu te-am învățat la prostii. Da, într-o traducere directă, fără așa... Sigur că asta s-ar înțelege. Dar deci, nu e vorba de asta. Altfel spus, dacă e vorba de să fie unul care nu-i normal, ăla e Ionel Nistor. Nu e vorba de asta. Dar de ce să nu...
să zicem că e frumos câteodată să acceptăm și provocări, nu? Da. Oricum tot ce se întâmplă din pură, în momentul ăsta, mă refer la faza asta, se întâmplă din pură pasiune, nimic. Nici de cum cu... Eu chiar vreau să mă convinc, să văd până unde se poate merge. Am observat în familie că încă am un număr de trântori suficient de mare. Deci, ar cam fi trântori care să împerecheze macile. La cei mai mulți, Lucian, problema se leagă de trântori. Dar la noi, problema nu se va lega de trântori, se va lega de vreme. De vreme, da. Așa e. Așa e. Vremea trebuie să permită să mai fie... suficient de cald să iasă măcile la împerecheat și trântorii la împerecheat. Dar, din câte am văzut prognoza meteo, nu arată deloc rău. Deloc nu arată rău. Deci, se arată perioadă caldă încă. Uite aici mi-a mai eclozionat o mătuță că am găsit urme. M-a trebuit să dau de ea. E, Lucian, uite, mă aflu în situația în care trebuie să mă recunosc, învins. Așa. Da. Fiindcă sunt foarte puține luate în lucru și exact cum îmi confirma și altă dată, nebăgarea de seamă sau, mă rog, comoditatea sau neglijența te ajută să ai parte de un faliment de succes. Sau un eșec de succes. Proporția este oarecare încurajatoare de luat în lucru, dar mediocru vis-a-vis de calitatea lăptișorului. Așa, și... Am observat și eu că bocile care au fost luate la vremea asta sunt mult mai mici și, poate e corect spus, mai anemice. Da. Asta deci, am observat și eu. E un raport de 35% de luare în creștere. Dar ceea ce vreau să remarc acum este următorul lucru. Când scap lucrurile din atenție, nu știu dacă o să se vadă, o să încerc să facem un focus aici dacă se permite. Când scap lucrurile din atenție, am lărgit-o anume, aici se vede clar în cupul aceasta un nou plantat de o zi. Adică în altă ordine de idei, deșteptul meu de starter a furat o regină. Da. Așa că toate celelalte care sunt luate în lucru sunt mediocru luate și nu știu dacă se justifică să le bag în finisor. Și în altă ordine de idei, la starter îi spun adio. Las, că are deja regină și nu mai pot lucra cu el. Mai ales că e tânără. Opresc aici filmarea, rămânem noi în comentariul nostru privat. Dragi prieteni, cam asta este cu aventura de 4-5 septembrie transvazare. Dacă starterul este adecvat, vremea este potrivită, nu ai făcut neglijența să nu pui Hahnemann, deși Hahnemannul este vis-a-vis pe nucleu. Așa, puteau să blocheze ordinișul.